Știi cum s-a întâmplat ca la... Și pornim la treabă, zi. Hai. Tema pentru asta. Facem tema lui Davide. Așa. Te rog. Comparați numerele, să începem de aici, domnul profesor. Comparați. 5 de la 78. Numerele. Păcari sau... Nu-i nimic. 15? Nu, 5 de la 78, domnul profesor. Problema. 5. De la 78, din culegerea asta, Clubul Matematicienilor. Așa. A, 4 pe 3 față de 5 pe 3. Dar profesor, vedeți că nu se vede bine la cameră. Față de 5 pe 3. Vedeți că la cameră se vede rău, da. Îți mai schimbă poziția. Uite. 4 pe 3 față de 5 pe 3. Da. Stai că ne rămânem cu numele. Așa a zis. Așa, uite acolo văd ceva. Da, păi aia e. Acum să vedem, domnule. Deci comparați 4 pe 3 cu 5 pe 3. Sigur, aici, la comparare asta, nu mai există întregături. Davide, te rog să spui, din cauza același numitor. Vedeți că 5-ul ăla nu se vede, domnul profesor, da. Se vede tot patru. 5 pe 3, da? Care e mai mare, Davide? 5 pe 3. Deci de aici rezultă că 5 pe 3, e mai mare decât 4 pe 3. Am 11 pe 23. Da, 11 pe 23, față de vecinul său. Față de 15 pe 23. 15 supra 23. Aici nu scapi discuții, Davide, te rog. Repede. 15 supra 23 e mai mare. 15 supra 23 e mai mare decât 11 pe 23. Facem astea ușurările repede, domnul profesor. Da? Și tema, dacă... Da. 17 pe 21, față de 17 pe 23. Hai, dat de 17 pe 23. 17 pe 23 este mai mare. 17 pe 23 este mai mare. Davide. De acord. 17 mai mare. Da. Dacă împart la mai mare. E mai mic. E mai mic. Pentru că iau mai mult. Deci 17 pe 23 este mai mic decât 17 pe 23. Păi și înainte cum am făcut? 23, 23. Da. A avut numitorii, numărătorii m-au spus. Aaaa, păi, dacă împar la mai mult, nu-l fac mai mic? Hai, repede. Deci aici, ce înseamnă 17 pe 23, aici aș vrea să insist un pic. Numărătorii nu spun nimic. Davide, este adevărat că 21 mai mic decât 23? Da. Da, aici, atunci, 1 supra, atenție, acum vă arăt, 1, inversul, 1 pe 21 este mai mare decât 1 pe 23. Foarte tare. Deci, n-are sens. Deci când, da, când n-are întoarcem frații... N-are deloc sens. De ce? Pentru că dacă eu iau 1 din 23, o să rămână puțin mai mare decât 1, dacă iau 1 din 21. Deci, nu, zici că nu e adevărat. Deci dacă 1 îl împart la 21, nu-i mai mare decât o pâine, dacă împart la 21, puneți... vine o parte. O bucată. Da? Dacă împart la 23... Aceeași pâine, vine o bucată, dar mai mică. Puneți exemplu ca să înțelegeți ce pe 2. Nu ești de acord. Hai să mai vin să spun. Daria, e adevărat că 2 e mai mic decât 3? Da. Dar 1 pe 2, cum este față de 1 pe 3? 1 pe 2? Mai doare. Păi vezi, măi, Daria. Deci acum ține minte că la inversare se schimbă sensul. Deci dacă 2 mai mic ca 3, 1 pe 2 inversele, nu e inversul lui 1 pe 2, e mai mare decât 1 pe 3. Și o doimi, nu ne-a să mănânci o jumătate de pâine, să mănânci o treime. Deci când e vorba de numărători, da, ăla e mai mare, care e mai mare. Dar mai clar când punem 10 pe 2 și 10 dacă pe 5. Dacă ne-i vorba de numitori... Deci când e numitor, e invers, dar prin acest motiv. Acum l-am punctat da, eu, da? Da, da. Deci am punctat care este motivul pentru care se întâmplă chestia asta. Bun. Insistăm... sigur că pot să apară slăbiciuri, dar acum clarificăm lucrurile, da? Să înțeleg. Uite, Daria, 6 pe 7 față de vecinul său, 7 pe 8. Care crezi tu că e mai mare? 6 pe 7 sau 7 pe 8? Eu, exemplu, să l-au făcut în clasă. Păi, da, și așa. Hai, să amplificăm. Da? Eu n-am vrut să amplific și m-am gândit, aș face că 6 ori 8 ar da 46. El asta, cu produsul ăsta, mezi ori egal cu 47. 7 de 49. Și de unde rezultă că 7 pe 8 este mai mare decât 6 pe 7? Deci, el zice așa, face produsul mezi ori produsul extremor. 6 ori 48
Da. Mai mic ca 49. Mai mic decât 7, 49. Da, dar cu ce mă ajută? Păi, ce ai fac? Raționament. Păi știm că 7-8 este mai mare decât 6-7. Deci de unde știi asta? Pentru că tu practic ai mulțit dintre cele două. Orice ori poți să-și amplific și da același lucru. Ia să vedem. Stai să vedem. Sunt sigur. Dar dacă ar fi fost 6-8 aici, s-a dat 48, da? Da. Deci, contribuția este de la numărător și la numitor. Una de la numărător și una de la numitor. Exact. Dar dacă ar fi fost 8 pe 7, Davide, cu 7 pe 8, 7 pe 6. 8 pe 7 cu 7 pe 6. Tot 48, cum zici tu, 49. 48, deci văd 48. E mai mic decât 49, da? Dar care din cele două? Tot prima este mai mică decât cea de-a doua? 8 pe 7 e mai mică decât 7 pe 6? Nu știu, cine, e o chestie care... Cine ți indică tu din clipa în care ai mulțit cele două numere și ți-o dat așa? De ce tu te duci pe chestia asta? Hai să vedem acum, în momentul ăsta. Eu propun aducerea același numitor. Așa am făcut. Că dacă avem același numitor, primul numărător îi dirigează. Corect. Și aici dacă mulțim cu cât? Cu 6. Și aici cu 7. Atunci ce se va întâmpla aici? 48. 48 pe 42. Și 49 pe 42. 49 pe 42. Și este adevărat că... Da? Deci asta e mai mică decât prima. Eu ce spun este următorul lucru, că contribuția numărător cu numitor, da? Ce îți face ție să spună că prima e mai mică decât a doua? Faptul că iei pe primul loc și în urma mulțirii, de fapt, egalitatea ar presupune că prosul mezor e egal prosul extremul, dacă ar fi egalitatea și două frații. Dacă ar fi comparație. Și atunci când nu este egalitate, poate să fie mai mică sau mai mare. Dacă e mai mică, înseamnă că o vizează pe prima fracție și dacă e mai mare, o vizează pe cea de-a doua fracție. Deci asta argument, ăsta argument l-ar avea eu. Deci spune așa, dacă am două fracții și fac, dacă ele ar fi egale, produsul mezu ar fi egal cu produsul extremelor. Da. Care e posibilitatea să fie egale? Una mai mică sau mai mare? Da. Când e mai mică, sensul mai mic o indică pe prima, de pe prima poziție. Întotdeauna merge? Merge întotdeauna. Și dacă e mai mare, o indică pe cea de pe a doua. Da? Dacă e mai mare, pentru că contribuția este și la numărător și la numitor, prin aducerea numitorului, la același numitor. Uite aici. Mihaela, ce am făcut eu? Practic am asta același numitor. Și am făcut 6-8. 6-8. Și am făcut 7-7. Da, da, vorbim de aceleași fracții. Eu vreau să văd dacă de fiecare dată merge. Da, tu zici orice fracție. Orice două fracții. Îl iau 7 pe... 7 pe 8. 20. Nu. Tot 7 pe 8. 10 pe 11. Cu 1 pe 6 față de 5 pe 12, de exemplu. 1 pe 6 față de 5 pe 12. Păi... Aici e prea vizibil. A, e prea vizibil, dar e mai aproape vreați, nu? Da, eu să una fie mai, tem, mai da. Finuț, mai da, în egalitate decât mai aproape. Aici e foarte vizibil pentru că se vede 2 mai mic decât 5, adică 12 mai mic decât 6-30. Deci, cele două fracții, după aducere la același numitor, haideți să clarificăm asta, că e ușor de rezumire. Da, știți că s-ar putea să ți se dea o fracție, un număr foarte mare, fracție reductibilă și atunci ar fi mai greu. Nu mă, dar dacă mergi, nu, ce merge, mai să vedem? Că dacă mergi, ce e? Merge pentru că este ascuns aducerea la același numitor, da, de fapt. Da, 6-8, dacă faci inversul, da? Deci, 6-8, 48, 7-7, 49 și zici că prima e mai mică. Așa. Pentru că primul număr care îl dă mai mic. Pentru că asta sunt 6-8 și 6-7, 49, da? Și ăsta e motivul, pentru că mai mică o indică pe cea mai mică. Pentru că și 48, dacă ar fi mai mare, înseamnă că pe cea de-a doua frații. Deci, practic, semnul ăsta care este aici, îl pui aici. Da. Am înțeles asta. Da? Și dacă ar fi mai mare, îl pui aici. Și asta înseamnă clar că așa este, că în urma aducerea la cea de-a doua, același lucru se întâmplă.
Deci, este corect poziția. Da. Produsul mediu local. Și când e între cele două... Dar nu e în fel de produsul mediu local, produsul extrem. Nu e egal. Facem produsul mediu local, facem produsul extrem. E de parcă aș aduce același lucru, ca să înțelegem cât de fapt... Da, de fapt, două fracții se compară astfel, să aduc același lucru, să ne fie clar. Da. Având numitorul comun, acum numărătorul celei mai mari indică fracția mai mare. Și aducerea la același unitor, de parcă ar fi făcut produsul pe diagonală. Asta e, de fapt, aducerea la același unitor. Sigur că da. Și vreau să spun, insist pe chestia asta, aducerea la același unitor face mult mai important lucru, pentru că s-ar putea aici ce să mai discut? Exact. Sunt 12 ori, 1, 6, 5, 3, 10. Iar merge așa că zici, eu fac cât înmulțire. Dacă sunt numere mari acolo din mulțiri, pierzi mult timp. Dacă fac și antrenamentul cu aducerea la același unitor, mie îmi place chestia asta. Eu aș puncta pe ideea că în observația asta, produsul așa s-ascunde aducerea același unitor. Da, corect. Nu e nicio discuție în plus, da? Da. Ne fie clar lucrurile. Cu ce ne-am ales din toată discuția asta? Că dacă două fracții au un anumit sens din egalitate, inversele lor au sens invers. Adică, vreau să spun așa, în clipa asta nu mai încape nicio discuție că 6 pe 7, de 6 pe 7, e mai mic decât 7 pe 8. Da. Lucru adevărat. Da. De aici rezultă că 7 pe 6 e mai mare decât 8 pe 7. 7 pe 7, 49, 6 ori 48. Vedeți? Normal. Simt. Este clar. Da. Deci este adevărat. 7 pe 7, 49, mai mare decât 8. Dar asta trebuie să rețineți că în multe exerciții facem inversele fracțiilor. Mă gândesc că ar fi primul ori al doilea, rezultatul vine la primul și primul cu al doilea vine rezultatul la al doilea. Da. Și deci asta nu, dar vreau să vă fie clar asta, dacă două fracții știi că sunt într-un anumit sens, ai stabilit că le-ai întors, se schimbă sensul. Schimbă sensul. Da? Deci dacă două fracții au un anumit sens... Asta vorbim pe viitor, neapărat că facem multe manevra asta, inversile lor. Da. Când am făcut inversile, trebuie să știu ce s-a întâmplat. Da. Deci unde suntem date? De la tine, ia să la ce? C-ul am făcut 15-17 față de... 15-17 față de 15-18. Dar ea care e mai mare? E la numitor. 15-17. 15-17 este mai mare, da? Așa. Deci 15-17, dar motivăm, hai să motivăm. Da, să fie pentru toți prietenii noștri. 17, David, e mai mic decât 18. Așa este? 17. Atunci rezultă că 1 pe 17 e cum? E mai mare. Mai mare decât 1 pe 18. Înmulțim cu 5. Egalitate. Așa, atunci... Ambimetriul din 15-17 mai mare decât 15-18. Ca să fie foarte clar. Așa. Mergem mai departe. 1 pe 5 față de 3 pe 10. 1 pe 5 față de 3 pe 10. Vedeți, asta spun. Acum David ar înmulți aceleași două. Sigur că da. Dar eu aș amplifica primul cu 5. Adică... Amplifica pe primul cu 2. Cu 2 e mai ușor. Cu 2. 1 pe 5 o duci în echivalență. Ca să fii 2 pe 10 față de fracția 3 pe 10. Și asta înseamnă că... Nu, prima e mai mare. Că acum sunt numărătorii. Atenție. Nu. Cum? Nu. A doua. A doua, 3 mai mare decât 2. Așa, 3 pe 10, da. Așa ai spus. Deci 1 pe 5, ca să ne înțelegem. 1 pe 5, se vede că e mai mică decât 3 pe 10. Acum numărătorii, mai și zic. Da. Și acum, dacă merge pe ce a spus David, deși este mic, ca și cum aș spune că... 1 ori 10, 10. E mai mic decât 15. Da. Și atunci fracția 1 pe 5 e mai mică decât 3 pe... Deci rezultă că 1 pe 5... Da, depinde fiecare cum prinde mai... Da, 3 pe 8 față de 1 pe 4. Dar repede, este același lucru. Da. 3 pe 8 față de 1 pe 4. Așa, deci 3 pe 8 față de 1 pe 4. Simplu, 3 pe 8 e mai mare. Deci 3 pe 4... 3 pe 8 e mai mare, doamne. E mai mare decât 2 pe 4. E adevărat, da? David a spus 12, mai mare decât 8. Da? Deci 3 pe 8
e mai mare decât 1 pe 4 și motivul pentru napede înseamnă 12 e mai mare decât 8 ori 1, 8 și gata problema. Da. 1 pe 6 față de 5 pe 12. 1 pe 6 față de 5 supra 12. 12. Asta zi, Davide. Repet. 5 pe 12 mai mare. 5 pe 12 e mai mare decât 1 pe 6, pentru că în culise s-a ascundit 5 ori 6, 30, e mai mare decât 12 ori 1, da? 2 pe 51. 2 supra 51. Față de 4 pe 123. 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 Deci 4 pe 123 e mai mare decât 2 pe 51. Motivul ei după ce spunea David, 4 ori 51 fac 204, mai mare decât 261. 246, nu? 204 e mai mare? 204 e mai mare de 246? Păi mai mică atunci. Păi am zis 2 ori 121. A, da, scris, de acolo a scris prost. 51 ori. Dar scris prost acolo. Unde? 2 ori 123 nu fac 2. Aici. A scris că 204 mai mare păi decât 246. Păi așa ai spus lui că 4 ori 123 și am motivat-o acum. Am vrut să o motivez. Da, nu ziceam. Deci 4 ori 51. Păi nu mă face. De 204. Se pare? Că ăsta era, a făcut 51 ori 4. Ăsta nu vine aici. 204. Bine, 204 și 2 ori 123. Trebuia spune 246 e mai mare decât 204. Așa, așa. Păi, în sensul inegalității l-am pus greșit, da? Așa. Că 2 ori 123 este 246. Deci, e clar acum. Deci, n-am făcut aici, asta a spus corect, da? Deci, 246 e mai mare decât 204. Da. Bun. Mai am să știți, doar 7 pe 183 7 pe 183 față din 9 pe 191 191 9 pe 191 e mai 9 pe 191 zice Italia 9 pe 191 mai pe mâna ei, să vedem, e mai mare decât 7 pe 183, da? Dacă ar fi adevărat, eu zic că e 7 pe... Dacă ar fi adevărat, ar trebui 9 ori 183, Daria, nu? Domani... Să fie mai mare, adică 7 ori 181. Ia vezi, 7 ori 191, cât nu, e mai mare, nu, 1337. Face, domnul profesor, 1337. 7 ori 191. 7 ori 191. 1337. Face 1337. Și 9 ori 183. Ori 183. 1647. Normal, ăla e mai mare. 1647. Deci 1647 e mai mare. Da. Adică dacă e mai mare... E primul. Primul. Deci 783. Deci invers este sensul de negativ. Corect. Deci iată că... Este deci identificată. Da, identificată din nenumărator, s-a ascunde în culise, ceea ce spuneam mai devreme, aduce la aceeași numitor. Exact. Da. Dar ca să nu mai aduce, face produsul repede. Da. Da. Nu m-aș fi gândit. 11 pe 55. 11 pe 55. Față de 13 pe 66. 13 pe 66. Și faceți așa deodată, domn profesor, 11 ori 66. Deci asta înseamnă să mă frământ din 11 ori 66. Față de vecinul, 13 ori 55. 55. 726. Am 11 comun, așa cum ar zice 11 ori 6, care face 66, se compară cu 13 ori 5, care fac 65. 66 e mai mare decât 65, adică asta e mai mare decât asta. Citați că nu vă crede. E corect? E corect. E corect? 55, 715. Da, e corect, domn profesor. Dar uite că cum am văzut repede. Ca să fac 11 ori 66. Trebuie să fac 13 ori 66 plus 66 și 15 ori 10 și știați că în loc să adaugați 66 ori 5. Sau eu am zis că 66 înseamnă 11 ori 6. Ori 6 și 11 ori 5. Și atunci am simplificat pentru 11 și mi-a rămas 11 ori 6, care fac 66, sau simplificat prin 11 ori egalitatea și vine
Unde a fost semnul greșit în problemă? La 7 pe 183, deasupra, da? Da. Pe lângă 9, pe 191. 7 ori 191 e mai mic. 7 ori 191 e mai mic. Înseamnă că prima e mai mică. Prima fracție e mai mică, adică 7 pe 183 este mai mică față de 9 pe 191. Așa s-o conținut acolo. Așa ai scris? Păi și ce mai ce nu zici, mă? Păi, cred că și-o scris. Dar urmărește-l după urmărește. Mai scos din mână și mi-ai spus că invers este. Păi, dar, da. Deci, ați scris, ați scris atunci, ați inversat dumneavoastră fracțiile. Am și de asta. Ca da, ordine. Și da, ordine. De câte ori e inversat, de-a tot timpul îți greșește. Bun. Da? Să descriem în aceeași ordine. Păi, dar eu când am spus că 9 pe 191 e mai mare, ați zis că e greșit. Nu, mamă, nu e greșit, e bun. Am socotit acum, uite. Deci, atenție, prima pe care o mulțim este 7. 7 cu 191 e 1337. Deci prima fracție este mai mică decât a doua, clar. Pentru că primul număr care dă 1300 e mai mic decât 1600. Da? Bun, următorul exercițiu. Exercițiu 7, Davide, de la pagina 78. 7 de la 78. Cine este mai mare? Cine este mai mare? Eu. 2011 pe 2012 sau 4 pe 3? 2011 pe 2012 sau 4 pe 3? 2011 pe 2011 pe 2000. Iar facem înmulțire? Da, eu 6 pe 3. Față de 4 pe 3. Pe una e supraunitară și una e subunitară. Nu mai e repede. Știți, domn profesor, pentru că, de exemplu, numărul ăsta, la 2004 pe 3 e mai mare. Normal! Și dacă eu am 4 pe 3, mai e 0 și ceva, e 1 și ceva. Eu am mai ușor calculez. Dar nu, că nu trebuie mai de calculat, e 630. 6030. Deci care e mai mică? Față de 1000. Și ele mai mare, ele mai mare. Deci, cu alte cuvinte, 4 pe 3, da? E mai mare și iată îl băgăm pe 1 între. Ca să înțelegem și mai bine. Care e mai mare, David? Da, profesor, adică... 4 pe 3 e mai mare ca 1. Normal, măi! Pe 1 și aia. Asta e subunitare și cealaltă e subunitare. Și de aici rezultă că 2011... Dar ce să socotim? Te mai ușor așa. Păi bine, Davide, dacă ai 2011... Atenție, Davide, mie nu știam să le mergi. Tu faci așa, da. Uite, am să-ți dau așa. Hai pentru Davide, să construim următorul registru. 3.751 pe 3.752 da. Față de vecinul său 8.973 supra 8.972. Exact. Acum hai să vedem cum calculezi. Dar și chiar dacă calculezi, vedem cum 81. Dar n-aș calcula niciodată, dar eu văd că una e supraunitară și una e subunitară. Da. Între tine, care mergi pe chestia asta, știi foarte mult la ideea ta. Și celălalt care a observat că bagă pe unul și a terminat ieșițul, că ăsta este supraunitar și ăsta e subunitar, și a băgat intermediar. Da, eu ziceam de la că doar se vede. Acolo, Davide, că e ușor, dar aici la numerii mari. Tu ți-ai seama? Da, îmi dau seama, dar acolo am zis că se vede. Exact. Tu îți vezi, bă, ăla-i mai mic, ăla-i mai mare, ăla-i mai mare, ăla-i mai mic, deci, gata. Eu insist spunându-ți așa. Sigur că tu ai zis 3 ori 2, 6 mii, 2 ori 4 mii și ai spus foarte bine, dar când te-am pus aici, tu sensizezi că aici ai dificultate. Da, eu doar ziceam acolo că se poate face și așa. Da, se vede. Neapărat. Însă, pentru a te pune în situația aceea în care nu se mai vede... Da, pui unul. Uite aici. Da. Ăsta este motivul pentru care am intervenit să spun. Observ că e supraunitar, observ că e subunitar, l-am băgat pe ăsta. Și aici, nu gata, așa ne mici. El zice la numerele mici. Da. Clar, nu s-a putut să calculezi... Sigur. De ce am insistat? Da. Tu ai înțeles bine. Unde se merge treaba ta, le înțelegi. Unde nu pierzi tu timpul. Mai bine, bagi pe unul între ele și vezi repede. Da. De acord, deci da? Acolo facem care mai a făcut. Da. Bun, următoarea. 28 pe 21. 28 pe 21 sau 4 pe 3? Sau 4 pe 3. Ei, cine facem aici? Când mai putem să-l băgăm pe 1. E simplu. Mulțim. Da? Sunt egale. Yay! Așa. Sunt egale? Sunt egale. Vă rog frumos să simplificați pe 4 pe 3 cu 7. Sau să o simplifici pe cealaltă cu... Simplificăm asta pentru 7. Invers trebuie să puneți domnul. Da, pentru 7 și atunci 4 pe 3. Da. Și sunt egale, corect. Egalitate.
36 pe 37. Dacă remulțești 28 ori 3, egal cu 28. Da, tot acolo. 28 ori 3, da, vedeți? Egal cu 4 ori 21. Corect. Asta e motivul. 36 pe 37. 36 pe 37. 4. Sau 1,4. 1,4. Până la urmă să fie ca fracție. Adică? O să fie... Care sub anul? 14 sub razie. Da, bine, subunitar, supraunitar, ia vezi repede. 14 sub razie. Asta înseamnă că 1,4 nu e mare. 36 pe 37 e subunitar. Vedem așa, da, uite cum s-a băgat unul între ele, că e subunitară și supraunitară și gata. Deci, ai mai mic decât 36 pe 37, dar mai scriu încă o dată. Mai mic decât 1,4. Da, da. Dar tu dacă le-ai băgat între ele, scrii, deci, mai deci timp. Se vede foarte da. Bine, da? 45 pe 44. 45 pe 44. Sau 0,875 în perioadă. 0,875. Care e mai mare? Păi clar, 0,875. Deci nu, Davide, n-are rost. Dar nu, că 85 supra 94 ce înseamnă? Da, să scrie, să vezi ce durează. Ce înseamnă, Davide, 45 44? Măcar poți să dau un stat. Da, pune-l tu. 45 44 mai mare. E 1 și 1. Și aia e 0, virgul. Ce mă gândiți la să fie bine? Mare ca 1, mai mare ca... Înțelegi, Davide? Deci îl strecurăm pe 1 repede. Asta e subunitar, că e 10 mari. Păi da, eu mă gândeam așa, să cheam 875 supra 999 și n-am timp. Deci, n-a dat rost să mai... Știi, o fracție... Și câteva secunde contează la o lucrare. Adică 0 și ceva, nici mă gândeam, 1 și ceva. Deci nu e greșit, cum ai zis. Să fi văzut 875 pe 999, că e subunitare, și din coace și 45 pe tot supraunitare. Iar dacă te-a pus să le mulțești acolo, e treaba ta. Nu de mulțit, că se vedea că era subunitare și era supraunitare. Deci tot acolo virgul. Ajungi. Deci tot da. Acolo ajungi. Asta vreau să zic, da. E 0 virgul. Da? Știi? Atunci, vezi deodată, foarte bine. 16 de la pagina 79. Da. Stabiliți care din unitățile următoare sunt corecte. A. 0,2 perioade 5 mai mică decât 0,25. 0,25. În perioadă, da, 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 așa cum a zis, era bine. Așa. 0,2 perioade 5 mai mare. Adică da, e adevărat. Pentru că 0,25 perioade este cum ar fi 0,25. Dar 0,25555 este mult mai mare. Adică da, e adevărată sau falsă? Nu, observăm că primele două o să fie 25 și următorul o să fie 2 și o să fie, la primul o să fie 5 și la următorul o să fie 2. Și de, se vede că deci, eu cred că e falsă. Eu așa spun. Da, eu spun că e falsă. Deci sigur că e falsă. Falsă? Falsă. Falsă. Pentru că altfel să înțeleagă toată lumea înseamnă 0,255. Și vecina sa va fi 0,25. Iar 25. Și de acolo la următorul de se vede că e... Și unde se pune producerea? La 2. La miimi, spunem. Aici vedem diferența, că 5 miime și aici sunt 2 miimi, asta înseamnă că ăsta e sensul, da? Da. Să vedem profesor că îmi transformăm în fracție. Sigur că da. Sigur că da. Dacă nu vedem trebuie așa. Ar fi fost 25 minus 2 supra 10, supra 19. Supra? Supra? 90. Așa. Față de vecina? Față de 25 pe 99. Adică, eu m-am gândit să o lecim la aceeași, adică, nu știu... Facem produsul meu din urmă, dar cum de chiar eu, oh my god, da. Atâta e din mulți. Deci, culoarul ăsta este consumator de timp. Corect. Foarte mare.
Da? Să mergi mult timp cu dusul. Deci transformai în frații, dai bine, în caz, exact, ca să te hotărăști clar cine. Vezi aici în față. Dar nu, trebuie, trebuie să vezi aici. Trebuie să vezi aici. Nu poți. Ba, vezi cum tu nu vezi. Scrie așa. Trebuie să vezi, te scrie așa și vei alțezezi la câtea zecimală, ce poziție aici, cine dirigează până acolo egalitate, ce acolo se trebuie. Știu că anul trecut am lucrat și am greșit. O avut lucrare și o greșit. Uite, acum cu o transformare? Aceeași... Da. Pentru că o transformat în practic, nu-i o transformat în viitorul greșit. Nu, am crezut că 0,5 în perioadă e mai mic decât 0,5 mai mic decât 0,5 în perioadă. Pentru că 0,5 ar fi mai mic decât 0,5 în perioadă. Amândouă erau în perioadă. Amândouă? Păi era una, două, era ca asta, deci exact ca asta. Așa, 0,5 față de 0,5. 0,5 față de 0,25 în perioadă. Lasă așa, 0,5 față de 0,25. Păi să vezi așa, da, hai să vedem. Da. Păi aici era 0,5 mai mare. Așa au fost date. Dar 0,5 mai mare. 0,5 este mai mare. Da, da, pentru că este o jumătate, 0,5. Nu, pentru că e 5,5000. Care e la 5,5. A doua. Ați văzut? Da, da, acum am o aminte. Băi, scrieți asta, scrie ce înseamnă. O scrie, vedeți unde face nu mai e 15 pe 10 și 15 pe 9, corect. Dar ca să vadă toată lumea, asta e scris aici și se vede că imediat aici a apărut. Eu tot așa aș merge, pe prima variantă imediat, eu n-aș face cu fracții. Ți-ai cu scăzut, nici nu mai știi că e 9, că e 90, că e 99, uite să-ți scazi pe primul. Deci ți-ai creat o problemă. Da. Da, o problemă. Da, așa-i mâna. Ați înțeles, da? B. 5,6 și 8 în perioadă. Ai ca așa mare. 6 și 8 în perioadă. Mai mare decât 5, 6, 8, 9 în perioadă. 6, 8, 9 în perioadă. Tot. Tot pe așa. Simplu, simplu, nu, simplu. Scrieți, scrieți. Deci după aceea am hotărât. Cum îl scrieți pe primul? Gata. Zic. Dar nu. Tu zici pe primul, cum îl scrie? Cum doilea, mai. Adevărat sau fals? Adevărat sau fals? Fals. Davide? Mă gândesc. A, bravo. Hai, gândește-te. Fals, există? Da. Scrie, nu cred. Sunt sigură că e. Ia uite-te. Stai argumente. Lucrați-vă dacă lucrați. Haideți, 5,6. Este falsă. Bun. 5,6. 8. Și celălalt o să fie 5,6 față de 5,6. 9. Și la 3 la 9. 9. Și așa. 6,9. Eu prim, când ne-am zis. Ia să vedem, hai. 6, 8, 8 și 6, 8, 9. Păi se observă miimile. 6, 8, 9. Se observă miimile și adică... Deci e mai mare a doua, nu? Da. Bun. Da? Deci s-a văzut că aici la minim, 9 și 8 aici. Deci e limpede așa, da? Deci este corect așa. Este... Falta, auziți. Eu nu știu cum o spui. Așa. 15 pe 17. 15 pe 17, mai mică decât 0,8 în perioadă. Vă place să vă bate joc? Nu, dragă, ce e tema. Asta e tema. Foarte fain e tema asta, îmi place. A, cum spune că fac? 15 supra 17. 15 supra 17. Cu 8 supra 9. Cu 8 supra 9. Și voi mulți. Și da. Gata. Adică? Dacă e adevărat sau fals, 15 ori 9. 15 ori 9, 5 ori 9, 40, ca să fie 9. Dacă e venit, de 8 ori 17, da? Da. Și acum fac 5 ori 9, ca să fie 40, 0, 4, 9, o să fie 130. 130. Căsuță. 135. 135. 45, da. 7, 8, 5, 6, 136. Și de unde rezultă că a doua este mai mare decât prima, adevărat. Deci e adevărat asta. 136, da? Da. Ah, mai am una din asta. Da? De 1,95 în perioadă. 1,95 în perioadă. Mai mare decât 39 supra 20.
395 minus 1 supra 99.